Deci suntem din nou în emisie. Vă spun, deci s-a făcut trandafiu, s-a făcut crizantemă, s-a făcut și zahăr de crizantemă. Deci, paradoxal, se pare că totuși zahărul de crizantemă, deci vă spun cum se iau petale de trandafiu, de crizantemă, de trandafiu, se iau petale de crizantemă și se fierb, iese pelcheaua asta. După asta se pune acidul clorhidric, care iarăși nu prea era cunoscut pe acolo, fiți atenți. Nu prea era cunoscut nici hidrogenul, parcă clorul ar mai fi fost cunoscut. Și după ce se pune acidul ăsta clorhidric, se vede că ies niște cristale. Se văd moleculele foarte bine la lupile astea. Cum sunt, că nu prea se știa în România asta, eu că sunt că nici planetă nu se știa în mare, nu știu pe unde se știa. Și s-a făcut braga asta de crizantemă, vine, s-au sintetizat toate, deci se sintetiza, se punea în guliile astea, care creșteau în pământ și așa de iese zahărul de crizantem, care pare mai bun decât zahărul de trandafir. Și multe flori s-au făcut, multe specii din astea de plante, care cumva s-au dus pe Dobrogea, deci era esențial, practic, să întărim ieșirea asta la mare, pentru că aici vrea să vină toată lumea, așa sunt, este situația în statele slave, care nu sunt definite, practic, prea bine, și care sunt cumva anti-intelectuale prin definiții. Totul statul e anti-intelectual, chiar din punct de vedere capitalist, dacă luăm, asta este ceva totuși extrem de grav. Și, bineînțeles, v-am spus cum acolo s-a întărit Dobrogea, deci mi-aduc aminte acum din ce în ce mai bine cum este cuiul ăsta de linii termice care vin întâi dinspre Creta, după asta vin dinspre Alexandria, după asta vin dinspre Cairo, după asta vin chiar dinspre Khartoum, din Sudan, până pe litoralul românesc, care e rupe, practic, v-am spus cum s-a luat chiar locul întâi, deci erau temperaturi de 20 de grade, în minim ora absolut din 11 ianuarie, când teoretic temperatura era cam de minus 25 de grade și nu era nicio fale deschisă, cu toate că s-ar fi putut deschide și falele, sunt aceste canale care vin din Oceanul Indian, făcute cu burghii și nu e nicio super teorie acolo, burghii foarte puternici, legate chiar la 220 de volți, străpung rapid cu niște șeniri acolo, deci straturile astea care sunt cumva niște depuneri pietrificate, care nici nu sunt prea puternice, și aduc apă din Oceanul Indian foarte caldă. Deci, practic, s-a consolidat litoralul foarte mult, s-au făcut zone de relaxarea populației, de liniștirea ei, multe flori, să spunem, mirosuri plăcute care au calmat populația, să spun, vă spun cum era atunci, erau atâtea direcții, să spunem, ciudate aici la manifestațiile astea, care practic erupeau în Iași mai ales.